Bună ziua, numele meu este Nicoleta Pilcă și sunt profesor inginer la Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș la Catedra de Industrie Alimentară. Pe domeniul de industrie alimentară avem clase de liceu și clase de profesională. La școala profesională avem calificarea brutar, patiser, preparator, produse făinoase, unde se fac 3 ani. La această calificare avem și o bursă profesională de 200 de lei lunar. Practica sau stagiile de pregătire practică se realizează atât la noi la școală, cât și la agenții parteneri. Avem parteneriate la brutării, cofetării, patiserii, unde elevii noștri merg cu plăcere pentru a-și efectua stagiile de pregătire practică. Pentru astăzi mi-am propus să vă arăt lucrarea practică de preparare a chifrelor japoneze. Pentru acest produs avem nevoie de următoarele materii prime: făină, drojdie, zahăr, sare și ulei. Luăm cele divizate la început. Le întindem într-un șnur lung, îl împărțim în două, le punem în formă de cruce și le împletim. Le punem în tavă. Umezim japonezele, după care vom pune mac sau susan peste ele, depinde de preferințele noastre. Presărăm cu mac chiflele împletite. O tavă va fi cu mac și o tavă va fi cu susan. Lăsăm la dospit în tavă, aceasta va fi dospirea finală. Produsele sunt coapte. Tocmai scoase din cuptor, vă dorim poftă bună! Dacă vă încântă ideea de a deveni un brutar conștiincios, un patiser foarte bun, vă așteptăm cu drag la Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș.